Deci o să fie una acolo, practic. Acolo? Da, exact, da. Da. O să fie una aici. În colțul ăsta sau în celălalt? Deci o să fie... Am înțeles. O să fie o cameră acolo care o să bată pe curte. Da. O cameră în colțul ăla care o să bată pe ușa. Acolo e ușa de intrare, în mijloc. Da, păi și aici sus nu spui? Nu, sus nu o să fie nicio cameră. Am înțeles. Pentru că dacă îmi permit luxul ăsta, nu o să-mi pun sus deloc, știi? Bun, ori unu fac doi. Unu. Salutare și bine ai revenit pe canalul de YouTube Atutech. Eu sunt Gabriel, iar în stânga mea se află colegul meu, Paul, pentru că astăzi am venit până la el acasă, pentru că și-a făcut o casă în construcție și, după cum se vede, este și la roșu. Așadar, astăzi vom discuta câteva aspecte în ceea ce privește cablajul unui sistem de supraveghere pe o casă la roșu. Salut, Paul! Mulțumesc de invitație! Aș vrea să te întreb prima dată să ne spui un pic locațiile în care dorești tu să-ți instalezi camerele de supraveghere, adică sistemul de supraveghere, indiferent că este IP sau analogic. O să te invit să mergem mai aproape și îți explic exact fiecare unghi cum l-am ales. În regulă. Hai să mergem atunci. Unde vrei să montezi prima cameră de supraveghere, Paul? Păi, prima cameră m-am gândit să montez în partea asta, astfel încât să prinde toată partea din spate. Toată zona asta de aici, curții, nu? Exact. În regulă. Într-un unghi, astfel încât să nu văd nici la vecinul în casă și cumva să-mi acopere toată partea. O lentilă wide angle m-am gândit eu de 2.8. ca să pot acoperi zona asta. Ok, și de infraroșu ce ai putea să ne spui? La ce distanță ai vrea să filmezi, păi, cu infraroșu? Mă gândesc că la 20 de metri. Am cam 20 de metri, dar după cum bine știm, infraroșu trebuie să ți-l alegi un pic mai mare. Nu poți să iei fix, adică mi-aș lua camere cu infraroșu la 40 de metri. Am înțeles, o alegere bună, zic eu. Da. Bun, deci prima cameră aici. Am ales să pun camerele aici pentru că e unghiul mult mai bun. Dacă aș fi pus sus în pod, ar fi fost mult prea sus și nu reușeam să văd dacă intra cineva în casă. O întrebare bună pe care aș dori să ți-o pun acum, cam la ce înălțime ar trebui să punem noi camerele de supraveghere? Că ceea ce mi-ai spus tu acum, din ceea ce mi-ai explicat, era mult prea sus. Deci ar trebui să existe o lungime, o înălțime maximă. Deasupra la placă, fiecare își pune cum e potrivit pentru casa lui și cum poate trage cablul. Am înțeles. Asta e ideal. Dar dacă casa e la roșu și încă nu-i turnată și apă și nimica și poți să faci orice, ideal ar fi să pui camerele undeva la 3 metri jumătate. 3 metri, așa mă gândeam și eu, 3 metri. Ați auzit și voi, ideal este să montăm o cameră la o înălțime de 3 metri. Bun, și următoarea cameră ar fi, bănuiesc, undeva pe aici, în stânga. Da, următoarea cameră o să vadă, acum nu știu dacă ne mai vedem. Ne vedem pe cealaltă cameră. Da. Ne-am prins acolo, da? Bun, următoarea cameră o să fie aici, da, pe colțul acesta, care o să vadă în direcția asta, pentru că aici este ușa de la intrare. Am înțeles, un lucru foarte important. Cam asta e ideea. Da. Să acoperim ușa de la intrare. În partea de intrare o să fie două camere. În partea de intrare? Da, o să fie una care o să vadă spre intrare și spre poartă și o să fie una în partea cealaltă care o să vadă spre intrare și spre curtea din spate. Deci, practic, să încercăm să acoperim cât mai multe zone. Cât mai multe zone, da. Da. Asta e foarte important. Bun. Deci ați auzit și voi, atunci când îți instalezi un sistem de supraveghere, este bine să instalezi camerele în așa fel încât să acoperi cât mai multe zone, să ai o zonă cât mai securizată. Să-ți arăt partea din față. Bine, Paulică! Ce? Deci te-am veniam cu ghetele celelalte. Păi, trebuia să mă întrebi, că ziceam. Asta la vista! Și următoarea cameră unde vrei să o montezi? Următoarea cameră o să fie pe colțul acesta, o să fie pereche cu camera din partea cealaltă și o să vadă intrarea și curtea din spate. Și ultima cameră o să vadă intrarea din față, practic intrarea auto, care o să fie aici. Așa. O să fie chiar acolo sub placa de beton, pentru că e balconul și nu am cum să o pun altcumva. Dar o să fie perfect pentru că o să acopere toată zona asta, inclusiv poarta și o parte din stradă. Bun, știi ce am uitat eu să te întreb pe tine? Ce tip de cameră vei alege? Bănuiesc că vei alege camere IP, nu? O să aleg camere IP și când mergem în casă o să-ți arăt exact ce cablu am ales și cum o să facem traseul cablului. Am înțeles, bun. Și camerele sunt la fel ca și specificațiile lentilelor, infraroșu și așa mai departe, cum ne-ai explicat și partea cealaltă? Da, în mare parte o să aleg lentile 2.8, infraroșu la 40 de metri, cam acolo o să mă duc. Încă nu mi-am dat seama dacă am nevoie pe undeva de lentile 3.6.
Dar pentru că nu e spațiu foarte mare, curtea e destul de înghesuită, nu prea aș avea nevoie. De obicei la curțile mari ai nevoie de lentilă mai lungă. Da. Poți să le spui, te rog frumos, oamenilor ce înseamnă lentilă de 3.6 mm, la ce ne ajută această lentilă? Deci o lentilă de 2.8 în general o folosești la unghiuri mari sau în zone în care ai spații mici și ai nevoie să cuprinzi un unghi cât mai mare. Și lentilele mai lungi, cum ar fi 3.6, 4 mm, 6 mm le folosești de obicei când vrei să filmezi ceva mai la distanță. Am înțeles. Cam asta e. Bun. Atunci hai să nu mai pierdem vremea, să intrăm înăuntrul casei, să vedem cum s-a gândit Paul să facă cablajul pentru acest sistem. Suntem acum în interiorul casei și vreau să-i pun câteva întrebări lui Paul legate de cablul ales pentru a face cablajul sistemului de supraveghere. Am luat un cablu de calitate, de categoria 5E, FTP. Vreau să trag același cablu FTP și la toate prizele FTP din casă și la supraveghere video. Ne arăți un pic și cablu, te rog? Da. Eu am ales de la Schrack, dar puteam să aleg și alte variante de la Safer sau de la Dahua și Hikvision în cazul în care vreau să fac doar supraveghere video. Okay. Am încercat să aleg un cablu cât mai bun, pentru că dacă o să fie tot internetul prin cablu, atunci să fie în siguranță. Cam asta e ideea. În regulă. Bun. Ai spus că vrei să... Da, scuze. Spune, spune, spune. Nu, zi, nu-i nimica, că asta o lăsăm, nu o tăiem, să fie așa mai natural. Pe lângă cablul da? De am luat cablul de alarmă. Da, ia să-l vedem. Două secunde să focalizăm aici. Cu 6 fire am luat cablul de alarmă. Cu 6 fire, da. Cel care o să monteze alarmă, așa mă sfătui să aleg cablul cu 6 fire. Tot cablajul o să-l facă electricianul și pe viitor o să vine doar să-mi seteze alarma și să-mi conecteze senzorii și așa. Da, eu zic că e o idee foarte bună să apelați la un electrician pentru a vă face un cablaj pentru sistemul de supraveghere. Ai zis că vrei să-ți montezi un rack aici? O să-ți arăt camera centrală. Așa. Practic unde o să fie toate cablurile și pe aia o să-ți arăt sistemul de alarmă de la etajul ăsta. Bun. Bine? Și da. O să-ți arăt supravegherea video. Ok, no, bun, perfect. Deci am zis 1, 2, 3 și a 4 acolo supraveghere video și acum alarma, nu mai venit o idee, dar acum asta este, alarma o să fie acolo, în colțul ăla, în colțul ăsta și, nu, da, o să mai venit o idee din un senzor, da, asta este. Nu-i nimic, că ideile bune vin pe parcurs. Pentru sistemul de alarmă, senzorii o să fie amplasați așa, unul acolo. Nu vreau să umplu toată camera, toată casa de senzori, asta e ideea. Vreau să fie o casă totuși perfectă de locuit. Deci o să fie un senzor care o să vadă toată bucătăria, zona asta, geamul ăsta care se poate sparge și intra, plus partea aia. O să fie un senzor aici pe hol care o să vadă holul ăsta, dacă cineva încearcă să spargă din camera aia casa sau așa. Următorul senzor o să fie aici, care o să fie pe ușa de la intrare. Bun, stai să luăm și ușa. Așa, aici și avem ușa. Și o să mai fie un senzor în camera aceasta, undeva în colțul ăla, astfel încât să acopere cele două geamuri. Să vedem și geamurile. Bun. Bun. Pentru sistemul de alarmă o să aleg o alarmă hibridă, astfel încât să pot să conectez și componente wireless și componente cablate, pentru că contactii magnetici o să vreau să-i pun wireless. Bun. Ce ne mai arăți, Paul? Unde e camera centrală? Deci aici este camera centrală, aici va fi montat și racul, după cum ai spus. Da, deci practic aici o să fie o cheie cu... aici o să fie o ușă cu cheie. Da. Da, astfel încât să nu poate intra oricine. Aici o să fie racul pus pe perete. Da. Racul pus pe perete și de aici o să plece cablajul. Practic cu camerele de supraveghere o să meargă toate sus, deasupra plăcii, în afară de una care o să meargă în camera de zi
Și cablurile de alarmă o să treacă pe aici. Acum nu știu să-ți explic exact, că nu o să le instalez chiar eu. O alegere foarte bună, să luați pe cineva, adică să contractați o firmă ce instalează sistemul de supraveghere. În încheiere vreau să-i mulțumesc lui Paul pentru că ne-a primit la el acasă și ne-a explicat câteva aspecte în alegerea unui sistem de supraveghere, indiferent că e IP sau analogic, ce înseamnă un cablaj, cu cine se face un cablaj și așa mai departe. Mulțumesc de invitație, Paul! Cu mare plăcere, Gabi! Sper te să mai ne aștept. Revedem data viitoare la un nou episod și mai interesant. Nu uitați, abonați-vă pe canalul de YouTube și activați și clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. We'll be right back.